112, ce urgență ave? De 20 de ani, 112 este numărul unic la care pot fi anunțate urgențele din România. Fie că au nevoie de ambulanță, de poliție, pompieri, smurt, jandarmerie sau salvamont în zonele montane, cei aflați în pericol pot solicita ajutorul la un singur număr, 112. La nivelul județului Prahova anul trecut au fost înregistrate aproape 370.000 de apeluri la 112, doar aproximativ 210.000 au fost urgențe. Reprezentanții serviciului de telecomunicații speciale susțin că este esențial ca populația să conștientizeze că poate apela la 112 doar în cazurile cu adevărat urgente. Orice apel la 112 care nu este o urgență reprezintă secunde prețioase care se pierd în defavoarea persoanelor care au cu adevărat nevoie de ajutor. În Prahova, cele mai multe dintre cazurile de urgență de competența serviciului 112 recepționate în cele 12 luni ale anului trecut au fost transferate către ambulanță. Pe următoarele locuri s-au clasat cele către poliție și inspectoratul județean pentru situații de urgență.